Gheorghe Andronic revine la Zimbru după o pauză de 3 ani. Mijlocașul de 21 de ani a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an cu formația lui Nicolae Ciornic. E bună idee de a semna cu ei până pe un an, să am în meciul în picioare. Eu încă am venit ca să mă țin în formă și după aia cât mai curând posibil să plec. Pentru mine acum nu contează partea financiară. Zimbru a mai transferat 2 atacanți și un fundaș, iar un alt discipol al școlii Zimbru se află în probe la galben-verzi. Este vorba de fratele lui Gheorghe Andronic, Oleg. Nimeni nu m-a contactat, eu singur am venit, am vorbit cu Dubrovin, m-au acceptat. Zimbru a decolat astăzi spre Turcia, unde se va pregăti pentru a doua parte a campionatului. Antrenorul Serghei Dubrovin a programat 7 amicale cu formații din Azerbaijan, Kazakhstan, Macedonia și Bulgaria. Основная тема, чтобы подготовиться и не сломаться, чтобы все люди, которые приехали, вернулись сюда без травм и максимально были готовы физически, технически и тактически. Zimbru va reveni din Turcia pe 12 februarie. În prezent, echipa din strada Butucului ocupă locul 7 în divizia națională.